un fost fotbalist român a fost dat dispărut de familie. Informația a fost publicată și pe site-ul oficial al Poliției Române. Lucian Burdujan, în vârstă de 39 de ani, a plecat de acasă de bunăvoie în noiembrie anul trecut, iar de atunci familia și prietenii spun că nu au mai auzit nimic de el. Surse apropiate spun că nici la mormântarea tatălui său nu a participat. Fostul fotbalist a plecat de acasă în noiembrie anul trecut. De atunci, Lucian Burdujan nu a mai fost văzut. Mama acestui ar fi declarat în fața autorităților în urmă cu două săptămâni faptul că nu a mai reușit să ia legătura cu el din 2022. În cursul lunii septembrie, acesta s-ar fi aflat în București. Semnalmentele acestuia sunt înălțime 1,80 m, greutate 89 de kg, păr negru, tuns scurt, ochi căprui, constituție atletică. Totuși, în luna septembrie, fostul fotbalist s-ar fi întâlnit cu fratele său, iar în trecut ar fi comunicat pe un grup de WhatsApp, unde le-ar fi cerut colegilor lui fotbaliști de mai multe ori diferite sume de bani. Cerut de la Pantazie 100 de euro sau 2, nu știu cât, de la Enache la fel vreo 200. Te dea de înțeles că are probleme cu banii? Da. Au apărut mai multe zvonuri conform cărora Lucian Burdujan ar fi căzut în patima jocurilor de noroc, iar de acolo au început problemele financiare. Primeam mulți bani ca titular, era alt clubul Rapid, era mai, eu știu, financiar mai bun. El, din banii care i-a primit acolo, nu a realizat nimica, tot la părinții lui stătea. Asta a fost greșeala lui cu jocurile astea de noroc. Mă rog, și acolo l-a terminat, eu zic eu, psihic. Mi-a atras atenția că nu mai era plin de viață cum era el înainte. Conform unor surse, Lucian nu a participat nici la înmormântarea tatălui său, care a avut loc acum puțin timp în Italia.